Teoros și Irina Rimes se află în mijlocul unei neînțelegeri. Ambele jurate în cadrul emisiunii Vocea României au avut un schimb acid de replici, în urma căruia iubita lui Angel Damian a izbucnit în plâns chiar la televizor. Colega sa a fost aspru criticată pentru acest lucru. Fanii au reacționat imediat la acest schimb de replici tăioase între Teoros și Irina Rimes. Pe TikTok și Instagram s-a creat un festival de înjurături la adresa interpretei hitului Cosmos. După ce mai multă lume a început să o acuze pe Irina Rimes că este vinovată de lacrimile lui Teoros, cea din urmă a venit și cu o explicație. Mai concret, motivul pentru care ea a început să plângă au fost frustrările pe care le-a adunat de-a lungul timpului cu privire la cariera ei. Au înjurat oameni pe Irina și s-a creat o chestie de asta. Am intrat repede să văd despre ce e vorba. Bă, vorbesc acum pentru cei care sunt la curent cu situația, ceilalți probabil că vor intra să vadă, alții probabil să, posibil să nu intereseze, nu niciun fel de problemă. Eu în primul rând am plâns din cauza Irinei. Voi trebuie să înțelegeți că noi filmăm acolo, ce vedeți voi e așa, o frântură din tot ce se filmează. Stăm extraordinar de multe ore și în vria aia și după multe ore de filmare ne mai ia gura pe dinainte și mai spunem lucruri. Mie și despre mine mi se pare că câteodată unele lucruri pe care le spun pot părea într-un fel. Voi să știți că noi acolo între noi tot timpul verificăm. Se întâmplă să mai scoți câte un rahat pe gură, nu știu, când vrei să convingi concurență, vină în echipa ta, se întâmplă să zici ceva care poate să nu pice bine altui antrenor. Dar tot timpul am verificat cu toți ceilalți antrenori și ei între ei fac chestia asta, bă, te deranjează și am zis, bă, iartă-mă, n-am vrut să sune așa. La vederea comentariilor, Irina Rimes a avut și ea câteva cuvinte dure de spus la adresa românilor care au criticat-o. Este foarte greu să ignor toate mesajele de moldoveancă scârbă, proastă, du-te la tine acasă. Moldoveancă de fiecare dată folosit moldoveancă proastă, marș acasă. Ce cauți tu la noi, în țara noastră, du-te și fă muzică elevată la tine. Astea sunt jigniri. Să asociezi pe cineva cu un gen muzical nu este o jignire. Teo nu a plâns pentru că eu am jignit-o, ci pentru că am atins un punct sensibil. Și aici nu sunt eu de vină, aici este de vină opinia colectivă, care, ce credeți, greșeala vine tot de la voi. Că dacă voi vă simțiți jigniți sau vă simțiți puși într-un anumit pătrat, că de aici n-ai voie să ieși atunci când vorbim despre manele sau lăutărie, este problema voastră, eu n-am nicio problemă. Dacă m-ai atins fix acolo, am așa o reacție, mi-o dau o lacrimă, puii mei acum, n-am intenționat nici să plâng. Am fost și eu sensibilă la un subiect, tot din cauza asta, că mi-au spus și mie unii niște lucruri care au ajuns să mă doară.